primul rând vreau să vă spun și eu bună ziua, să vă mulțumesc pentru participarea dumneavoastră astăzi la conferința de presă a Partidului Social Democrat Dâmbovița. Alături de mine, la această conferință, participă domnul primar al comunei Șutânga Stroie Constantin și președintele Ligii Aleșilor Locali PSD din județul Dâmbovița. Eu vin în fața dumneavoastră cu un proiect de lege care l-am votat acum 2 zile în Parlamentul României, Camera Deputaților, Camera Decizională, și anume Codul Administrativ al României. După părerea unanimă, este cel mai important proiect de lege al administrației publice locale și centrale din România. Adoptarea codului administrativ reprezintă o reușită a actualei majorități PSD-ALDE și o dovadă că Partidul Social Democrat dorește o armonizare a legislației românească cu cea europeană și că vrem o administrație modernă și eficientă. Codul administrativ al României dă startul unei idei autonome locale reală. Este un act normativ flexibil, corect, elaborat în urma consultării cu asociațiile municipiilor, orașilor, consiliilor județene, asociația prefecților și pentru a sprijini administrația publică locală. După cum știți, și am mai spus-o și într-o conferință de presă, vreau să fac un scurt istoric al acestui cod administrativ al României. În ceea ce privește inițiativele de codificare, opțiunile avute în vedere merg la elaborarea unor legi unice în domeniu, cum ar fi în Portugalia, la culegeri de legi, cum sunt codexurile în Franța, și până la codificarea sectorială în Germania. Dar niciuna din statele europene nu au acest cod administrativ unic care să înglobeze o manieră unitară sistematizată a legislației din mai multe domenii ale administrației publice, centrale și locale. Astfel, am abordat în acest cod administrativ al României administrația publică centrală, prefectul, instituția prefectului, serviciile publice deconcentrate, administrația publică locală, exercitarea dreptului de proprietate publică și privată a statului sau unităților administrativ-teritoriale, statutul funcționarilor publici și statutul juridic aplicabil personalului contractual din administrația publică, răspunderea administrativă și, nu în ultimul rând, serviciile publice. Și pentru a exemplifica măsurile cele mai importante din acest cod administrativ, vreau să vă aduc în atenție câteva obiective care le-am urmărit prin acest proiect de lege privind codul administrativ al României. Având în vedere cele expuse anterior, codul administrativ are menirea de a reprezenta baza legală a administrației publice și urmărește să asigure cadrul juridic necesar asigurării stabilității și eficienței autorităților atât la nivel local cât și la nivel central. Din punct de vedere al administrației publice centrale, am urmărit următoarele aspecte. Delimitarea rolului și atribuțiilor principale ale guvernului. Rolul guvernului de exercitare a conducerii generale a administrației publice și este reprezentat distinct prin atribuțiile acestuia. Reglementarea expresă a categoriilor de persoane care sunt numite sau eliberate din funcție de către primul ministru. Exercitarea cazurilor care constituie situații de conflict de interese pentru demnitari. Precizarea obligației membrului guvernului de a renunța la funcție sau calitatea incompatibilă cu cea pe care a început să o exercite în termen de 15 zile de la începerea exercitării funcției. Precizarea condițiilor răspunderii membrilor guvernului prin acte care emit în prezent, nefiind departajată în mod clar răspunderea demnitarilor de cea a persoanelor de specialitate. Al doilea capitol care l-am abordat este prefectul și instituția prefectului și serviciile publice deconcentrate. Și aici am urmărit următoarele aspecte. Precizarea statutului funcțiilor de prefect și subprefect ca fiind funcție de demnitate publică. Astfel, funcția de prefect-subprefect se transformă în funcție de demnitate publică, nu vor mai fi funcționari în alți funcționari publici și se va crea în cadrul prefecturilor funcția de secretar general, cum era înainte, care va continua, care va asigura continuitatea și secretarul general al prefecturilor va fi în alt funcționar public. Precizarea condițiilor și procedurilor de numire a funcției de prefect și subprefect. Pot fi numite în aceste funcții numai persoane care au absolvit programe de formare specializată specifice. Pentru a fi numit prefect sau subprefect cu statut de demnitar, trebuie să îndeplinească
condițiile prevăzute în statutul prefectului. Cele mai multe amendamente care le-am avut în proiectul de lege privind codul administrativ au fost amendamente care au privit administrația publică locală. În urma dezbaterilor în plen și amendamentelor care au venit din partea tuturor partidelor, cele mai importante reglementări au fost următoarele. Reglementări privind organizarea și funcționarea asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, ADI-urile, cum le cunoaștem cu toții, în sensul precizării de drept a organelor de conducere al acestor adunări generale, a comitetului director și a comisiei de cenzuri. O măsură importantă care este stipulată în acest cod administrativ se referă la reglementarea constituirii Consiliului Local în sensul modificării procedurii de validare a mandatelor de consilieri locale aleși. A fost reglementată procedura validării mandatului de consilier local aleși prin hotărâre a instanței și nu a unei comisii de validare formată din consilierii aleși nevalidați, cum era până acum, cu un rol limitat al instituției prefectului cu privire la organizarea ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local și organizarea depunerii jurământului de către cei aleși. În concluzie, consilierii locali și județeni, mandatele vor fi validate de către instanță, nu vor fi validate de către comisia de validare din care face parte, care fac parte consilierii locali. Revizuirea majorității necesare pentru adoptarea hotărârilor consiliilor locale și județene. Majoritatea calificată, respectiv 2/3 din numărul consilierului local în funcție, pentru hotărârile care privesc vânzarea, cumpărarea bunurilor, imobile, proprietate privată și a unităților administrativ-teritoriale. Restul hotărârilor, urmând a fi adoptate cu majoritate absolută, respectiv jumătate plus 1 din numărul de consilieri locali. Și aici vreau să dau un exemplu și să dezmint ceea ce s-a aruncat în spațiu public. Deci tot ce înseamnă acte administrative ale Consiliului Locale și Județene pentru străinarea patrimoniului vor fi luate ca și până acum tot cu 2/3, nu cu jumătate plus 1, cum au încercat să arunce neadevărul în spațiu public. Administratorul public al primarului sau al președintelui Consiliului Județean are mandat maxim pe perioada primarului sau al președintelui Consiliului Județean și este numit și sau revocat prin decizia primarului sau al președintelui Consiliului Județean. Deci administratorul public va fi numit prin decizia președintelui Consiliului Județean sau al primarului și face parte din aparatul de specialitate al primăriei și nu va mai da concurs cum este până acum. O altă măsură importantă care este luată în acest cod administrativ referitor la funcția de arhitect șef. Funcția de arhitect șef nu mai este, arhitectul șef nu mai este funcție de conducere în cadrul Consiliului Județean. Această funcție poate să fie externalizată și Consiliul Județean sau în speță primările pot să externalizeze cu o firmă specializată funcția de arhitect șef și dau câteva exemple care sunt în județul Dâmbovița. De exemplu, în zona de munte, în comuna Moroieni, avem foarte multe proiecte care stau pe loc astăzi din cauza lipsei unui arhitect șef sau unui serviciu descentralizat în urma acestui cod administrativ pentru dezvoltarea stațiunii turistice de interes național. Încă o măsură foarte importantă, serviciul de matriculări și permise auto va fi descentralizat, va trece din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în subordinea Consiliului Județean în fiecare județ. În 2007, prin această măsură, serviciul de buletine, evidența populației, mai exact, a trecut din subordinea Ministerului de Interne la vremea respectivă în subordinea Consiliului Județean și s-a dovedit după 11 ani de zile că a fost un real succes, a fost descentralizat și la nivelul OAT-urilor în fiecare județ sau la nivelul orașelor, s-au creat puncte de lucru pentru serviciul de buletine. Astăzi, serviciul de matriculări și permise prin codul administrativ va trece în subordinea Consiliului Județean, bineînțeles, cu personal de specialitate din Ministerul Afacerilor Interne. Da, ca o paranteză, rămân salariați și la Consiliul Județean și la Minister și la Consiliul Județean? Nu. Salariați rămân la Consiliul, vor fi la Consiliul Județean cum este acum și la Serviciul de Evidență Populației. Gradele, pentru că la Direcția de Evidență Populației nu mai au grade.
Nu și vor păstra gradele, nu vor mai face parte din Ministerul Afacerilor Interne, vor fi civili. Vor fi funcționari public cu statut special, vor avea pentru început suportul Ministerului Afacerilor Interne și tot ce înseamnă baza logistică pentru a desfășura activitatea în serviciu public de matriculări și permise. Repet, hotărârea privind vânzarea și cumpărarea au rămas cu două treimi ca și până acum. Nu vor fi luate hotărâri de Consiliul Local sau Județean cu jumătate plus 1. O măsură importantă care a fost dezbătută foarte mult pe toate canalele media, privind indemnizația primarilor, președinților Consiliului Județean și vicepreședinților și viceprimarilor, a fost o solicitare expresă a Asociației Comunelor, Asociației Municipiilor, UNCJR-ul. Deci vor primarii, prin acest cod, primarii, viceprimarii, președinții de Consiliul Județean vor beneficia într-un procent din cuantumul care a avut salariul la vârsta de pensionare, deci nu în timpul, dacă nu am deplinit vârsta de pensionare, nu în timp ce exercită mandatul. Excepții fac cei care au și vârstă de pensionare și beneficiază de această indemnizație, vor trebui să aleagă, nu vor putea beneficia și de indemnizație și de salariu. Repet, acestea nu sunt pensii speciale. Am spus-o și în plenul Parlamentului, spun și astăzi în fața dumneavoastră, aleși locali nu beneficiază de pensii speciale, sunt indemnizați. Încă o măsură importantă pentru toate unitățile administrative teritoriale, localitățile care au pe raza localităților balastiere, ca să vorbesc în termeni exacti, cotele de redevență nu se vor mai duce 100% la bugetul de stat și se vor împărți astfel. 40% vor rămâne la unitatea administrativ teritorială, în bugetul unității administrativ teritoriale, 40% la Consiliul Județean și doar 20% din redevență va reveni la bugetul de stat. Repet, acestea vor fi redevențe care pentru exploatările de suprafață. Nu sunt pentru exploatări pentru zăcăminte. Doar exploatări de suprafață. M-am dat și un exemplu la început, pentru balastiere. Și aici vreau să fac o paranteză, cred că este o măsură foarte bună pentru aceste localități care au pe raza localităților exploatări de suprafață. 40% din bani rămân în bugetul local, cei care exploatează transportă agregatele pe drumurile locale și județene care străbat localitățile respective. Problema primarilor, o altă măsură care este stipulată în acest cod privind incompatibilitățile. Prin acest cod administrativ, primarii pot fi persoane fizice autorizații sau pot face parte din asociații familiale referitor, în primul rând, la primarii de comună. Știm foarte bine că sunt foarte mulți primari care au avut probleme în România, care au făcut parte din asociații familiale, care au făcut parte din anumite fundații sau au fost persoană fizică autorizată. Repet, am spus și acum două zile, o spun și astăzi, aceste PFA-uri care sunt pe numele primarilor sau persoanelor de până la rude de gradul 2 cu primari în funcție, nu au voie să lucreze cu unitățile administrative teritoriale din care primarul face parte. Încă un neadevăr care a fost aruncat în spațiu public, privind pragul de 20% pentru minorități, acest prag care a fost stipulat și în legea 215 până acum două zile, nu a fost modificat. Pragul de 20% pentru minorități rămâne valabil și în codul administrativ al României. Dreptul de proprietate publică și privată a unității administrative teritoriale. Procedura de atestare va fi simplificată, se va face prin hotărâre de Consiliul Local și aviz de la Ministerul Dezvoltării Regionale și nu prin hotărâre de guvern, cum este stipulat până astăzi, începând de când va intra codul administrativ în vigoare, hotărârile de Consiliul Local sau Județean privind proprietatea publică vor fi luate cu jumătate plus 1 din consilierii locali. Funcția publică. Referitor la funcționarii publici, am avut dezbateri foarte aprinse și în Parlament, dar știți că au fost nenumărate
lor de poziții la nivelul tuturor partidelor politice referitoare la funcționarii publici din România. Organigrama fiecărei primării sau Consiliului Județean va fi avizată de către ANFP doar în cazul în care se modifică numărul de angajați și funcțiile de conducere. Nu vor mai merge primarii sau președinții de Consiliul Județean la ANFP pentru a lua un aviz pentru orice funcție care o are deja în organigramă și este vacantă. Doar dacă se modifică numărul de funcții publice sau funcții de conducere. Fiecare funcționar public va da un examen scris anual. Este o măsură care este stipulată în codul administrativ. Va fi un examen care va avea loc în cadrul fiecărei unități administrative teritoriale sau Consiliului Județean și examen național pentru cei care vor face parte din administrația publică centrală, care va avea două etape. Eu am vrut să vin în fața dumneavoastră să subliniez, am avut o comunicare și pe Facebook, dar am venit în fața dumneavoastră să subliniez și să dau câteva exemple de toate măsurile cele mai importante din codul administrativ al României. Este un pachet de 21 de legi și, cum am spus și la început, vă spun și acum, este cel mai important pachet de legi privind administrația publică locală și centrală din România. Un pachet de legi care a fost așteptat de către administrația publică de peste 27 de ani și eu cred că este benefică pentru tot ce înseamnă administrație publică locală și centrală. Dacă pentru mine aveți întrebări, vă stau la dispoziție cu mare drag. Și vicepreședinți. Și vicepreședinți de Consiliu. Și ne puteți da un exemplu de indemnizație pentru un mandat, două mandate? Nu este fixă. Deci, de această indemnizație beneficiază primarii, viceprimarii, președinții de Consilii Județene și vicepreședinții, care sunt aleși după anul 1992 și va fi un procent de 0,4% din indemnizația care o are ca și primar sau care este la vremea respectivă, beneficiază numai când are funcția de, când are vârsta de pensionare și maxim 3 mandate. Deci pentru maxim 3 mandate. Deci dacă un primar are 10 mandate, nu, tot 3 mandate. Tot 3 mandate se iau în calcul. Pentru lui Ismail nu-i consideră și nu. Domnul primar de la Doicești sau domnul primar de... Sunt primari care au mai mult de 3 mandate, dar nu beneficiază decât maxim 3 mandate, beneficiază această indemnizație. Deci a spus că primarii care au PFA-ul nu au voie să lucreze cu propria primărie. Da. Dar pot să lucreze cu primăria vecină din localitatea vecină? Da. Pot să lucreze. Dacă nu există niciun conflict de interese cu primăria respectivă, pot să lucreze. Dacă la primăria respectivă lucrează o rudă de gradul 2 sau consilier local, o rudă de gradul 2 sau soție, copil, nu pot să lucreze. Dar dați seama că o persoană fizică sau pasul familială, activitățile sunt limitate. Ăla poate să facă un anumit lucru. Nu, tocmai de asta am venit în fața dumneavoastră să avem o conferință de presă și cu exemple. Tot referitor la primar. Sunt foarte multe și eu am susținut de întotdeauna de când am avut ocazia. Sunt foarte mulți primari care au avut neșansa să facă parte din anumite consilii de administrație și fără bani, nerenumerat, și și-au pierdut mandatele doar că au făcut parte din Consiliul de Administrație al unei școli. Avem un caz și în județul Dâmbovița și a pierdut mandatul pentru acest conflict de interese. Și cu persoană fizică autorizată. Am dat întâi exemplu cu o școală care este... Și dacă primarul nu face parte din acest Consiliu de Administrație, nu văd pe altcineva cine ar putea să facă. Un primar care este următorul principal de credite. 2. Avem un județul Dâmbovița, un viceprimar care și-a pierdut mandatul,
a avut un PFA pe numele lui, crescător de capre. Este real treaba. Și a pierdut mandatul doar că a uitat să-și treacă în declarația de avere că face parte din acest, sau că are pe numele lui acest PFA. N-avea nicio treabă cu primăria, nu creștea capre la primărie, primăria nu cumpăra nici capre, nici lapte, nici o... Deci nu are nicio legătură. Nu poate interpretare. Cazul a fost un altul și mediat la vremea. Deci este un caz real din județul Dâmbov. Am dat de exemplu și de un primar care a făcut parte din Consiliul de Administrație al Școlii, vă dau parte și de un viceprimar care și-a pierdut mandatul. Sunt niște anomalii. Dacă nu mai aveți nicio întrebare pentru mine, îl invit pe domnul primar al comunei Șotânga. Bună ziua, Constantin Frăie, primarul comunei Șotânga, președinte al Ligii Aleșilor Locali PSD Dâmbovița. În prima parte aș vrea să vă fac cunoscute câteva din investițiile, tot am mai vorbit de-a lungul timpului și a conferințelor de presă, câteva investiții care le avem în derulare la momentul ăsta, investiții importante pentru comunitatea noastră și vorbim de faptul că pe PNDL 2 am început efectiv lucrările și am ajuns la un grad de realizare de vreo 30% pentru reabilitare și modernizare școalei Ilie Popescu Șotânga. De asemenea, la extinderea rețelei de canalizare și spuneam că noi am depășit gradul de conformare de peste 85%, suntem la un stadiu de 40%, urmând ca până la finele lunii septembrie să închidem și proiectul ăsta. Avem reabilitare pod între Șotânga și construire pod între Șotânga la limita administrativă a comunei Șotânga și Doicești. Proiectul tehnic a fost predat, suntem în verificări și sperăm ca în maxim 15 zile să obținem autorizația de construire și să emitem modul de începere a lucrărilor efective, pentru că omul percepe lucrarea în sine, nu partea administrativă vis-a-vis de acte și toate demersurile care se fac premergător în un astfel de investiții. Am avut probleme pe PNDL1 vis-a-vis de reabilitare drumuri locale, statele Șotânga și Teiș. Noi sperăm că am deblocat situația și la momentul ăsta se lucrează din plin. Și pot să spun că undeva spre amiază se termină de realizat sistemul rutier pe DC140, pe care noi o considerăm o legătură bună între cartierul Prisac al municipiului Târgu Jiu și satul Teiș al comunei Șotânga și o viitoare legătură între Valea Dâmboviței și între cele două DN-uri, DN71A și DN72. Totodată o să începem o investiție pentru tineret, că trebuie să ne ducem și pe partea asta, o amenajare teren sport pe cartierul Goleasca, satul Șotânga. Deci paleta investițională, zicem noi că e bogată. Și pentru noi, și așteptăm să se materializeze, comuna Șotânga a obținut aprobare pentru construirea unei săl de sport cu tribună 180 de locuri prin Compania Națională de Investiții. Tot ce a ținut de documentație tehnică a fost elaborat, aprobat și predat către compartimentul achiziției publice al Companiei Naționale de Investiții. Am semnat protocolul noi, administrația locală de la Șotânga cu Ministerul Dezvoltării în vederea predării terenului. Noi sperăm că până la sfârșitul anului să fie desemnat constructorul și să fie lucrările efectiv. Ce vă pot spune vis-a-vis de activitatea curentă? Suntem la finalul primului semestru al anului 2018. Pe partea de impozite și taxe, gradul de colectare se situează la 64%, dar ritmul de încasare a scăzut pentru că am trecut în partea a doua anului și încasările și e normal și inevitabil să se întâmple treaba asta. O să se pondereze undeva către finalul anului vis-a-vis de salarizarea personalului. N-am întâmpinat probleme și tot ce a ținut de utilități și partea de funcționare. Tot prin bugetul local am asigurat cofinanțările pentru proiectele astea de investiții de care vă vorbeam.
Deci cam asta ar fi treaba vis-a-vis de Șotânga. Vă anunț cu ocazia asta că pe 4 august se serbează Ziua Comunei Șotânga cam fiecare an. E o preluare a fostei Zile a Minerului și noi am încercat să ținem tradiția și să o ducem înainte. Și totodată, mâine, la 10.30, așteptăm vizita Ministrului Economiei, domnul Andrușcă, vis-a-vis de problematica legată de patrimoniul fostelor societăți miniere, că vorbesc de două societăți miniere, Societatea Națională a Cărbunelui și Carbonifera Ploiești. Sperăm că cu această ocazie reușim să rezolvăm definitiv această problemă vis-a-vis de tot ceea ce a ținut partea de terenuri. Noi am rezolvat-o prin acțiuni în instanță prin care ne-am recuperat terenurilor. În discuție sunt clădirile care, din punctul nostru de vedere, lichidatorul, cel stabilit de instanță să se ocupe de conservarea și protejarea acestor bunuri, și nu-și face treaba și să preîntâmpinăm o eventuală degradare sau cum s-a întâmplat în alte zone ale țării de dispariția bunurilor, să găsim o soluție legală pentru transferarea lor în domeniul public al Comunei Șotânga pentru a le găsi o utilitate viitoare în beneficiul comunității locale. Și dădeam un exemplu, Clubul Minier poate fi transformat într-un centru cultural modern, pentru că asta a fost menirea lui inițială și la vremea lui, în perioada de glorie, era o clădire culturală de interes județean, zicem noi. De asemenea, există un spital minier și birourile foste exploatări miniere care pot fi transformate ori în locuințe sociale, ori în centru pentru persoanele cu dizabilități sau persoanele vârstnice. Pentru că există finanțări și pe fonduri europene și chiar și pe programe naționale și ele pot fi reabilitate și reintegrate în circuitul economic. Bun, dacă aveți întrebări pentru mine, vă stau la dispoziție. Domnul ministru vine la Șotânga? Da. Deci, conform programului pe care l-am primit, mâine la 10.30, domnul ministru se află la Șotânga pentru a vedea la fața locului despre ce situație și despre ce imobile vorbim. Nu, din ce știu eu, vizita e la nivelul județului Dâmbovița și pe intervalul orar 10.30-11.30 e prevăzut ca prezență la Șotânga. Drumul care pleacă de la Teriș, unde iese la Priseaca? La școala Priseaca, în zona, chiar în centru cartierului Priseaca. A venit și primăria în întâmpinarea drumului? Încă nu, noi așteptăm. Încă n-a venit primăria Târgu Viște în întâmpinarea noastră. După, eu, până să vin la conferința asta de presă, mi-am făcut un obicei să urmăresc lucrările și să vin către Târgu Viște pe drumul ăsta. Deci drumul nostru are o lungime de 1731 de metri liniar, pleacă din marginea satului Tei și face legătura la momentul ăsta, pentru că n-am vrut să fim acuzați că facem drumuri pentru iepurași, căprioare și alte animale sălbatice, face legătura cu un drum de exploatare asfaltat al municipiului Târgu Viște, care este asfaltat până la zona stației de apă Priseaca. Și să continuă după aceea cu un drum de macadam, balast, pământ, cu strada Teilor, care este în zona școlii Priseaca. Deci dacă ar fi după mine, numai dacă s-ar continua asfaltarea pe traseul ăsta, cred că sunt 800 de metri și s-ar face o legătură circulabilă în condiții relativ bune între Priseaca și Teiș. La ce spune școala Priseaca? Vă dați seama, eu nu stăpânesc prea bine zona, am văzut că e o școală acolo, nu vă spun că m-am uitat și la aliniamentul stradal, dacă ar avea cartament să intre un drum, da, ceva de genul, unde poate intra un drum de clasă 4, să zicem, 2x2,75 cu acostamente și cu șanturi, se poate face lucrarea acolo. Ăla e drum de exploatare agricolă, e un drum de exploatare agricolă 438 la noi, care e unit cu un alt drum de exploatare agricolă al municipiului Târgu Viște. E o rută tranzitată. Noi am fost la un moment dat nevoiți să limităm
transportul pe ruta respectivă, pentru că deja era folosit de transportatori de gabarit mare, cife de beton, camioane cu agregate și așa mai departe. Ele au esența de drumuri de exploatație agricolă deschise la circulația publică. La, nu fusese gândit ca inițial tronsul al linelului 2? Da, era creat ca cu potențială dezvoltare pentru parte în linelul 2. Așa e, dar din punctul nostru de vedere, și mi-ați ridicat la plasă cumva problema asta, noi am considerat și ne-am simțit oarecum nedreptățiți prin faptul că un inel 2 de centură la 800 de metri distanță de inelul 1 și care să spargă statul Teiș în două ori și să ne blocheze dezvoltarea, nu era o soluție prea fericită pentru noi. Și noi venim și propunem ca un viitor inel de centură să vină pe traseul ăsta pe care noi deja îl creăm între cele două sate, Șotânga și Teiș. De fapt, și în Pugul nostru a aprobat, și Pugul e nou, are avizul 1 pe 2018 și hotărârea de Consiliu e din martie 2018. Noi, după verificările necesare și după avizările necesare, am creat un anumit culoar pentru viitorul inel de centură pe DC-140 ăsta, pe marginea pădurii, și venim și descărcăm între cele două sate pe zona Coborâș și ne ducem către investiția asta Pod Șotânga Doicești, care să asigure descărcarea în DN pe zona Gării Doicești. Noi cumva am încercat să vedem lucrurile în perspectivă, în ce credem noi că s-ar întâmpla, și specialiștii ne-au dat dreptate ca și viziune, ce credem noi că s-ar putea întâmpla ca dezvoltare în următorii 10, 5, o perioadă medie și lungă vorbim, nu vorbim de azi pe mâine, o perioadă scurtă. Pentru o perioadă medie și lungă, cam asta ar fi ideea de transport și de evitarea orașului. Și leagă cele două văi tradiționale ale județului, Valea Dâmbovții, Valea Romiței, scurtează distanțele, plus că decongestionează traficul după zona Târgoviște, care vine dinspre Câmpul Lung, să meargă spre Pucioasa, Sinaia, pe partea cealaltă. Cu toate că aici elementele ar trebui combinate și cu DG712, de exemplu, drumul județean Șotânga, Vulcana Pandele, Brănești, Pucioasa, pentru că se poate crea o penetrare a ADN-ului undeva la Moțăieni și iarăși să creează rută alternativă la drumul național care intră în reabilitare. După cum bine știți, au fost aprobați indicatorii investiției. Dar asta înseamnă ca sub oblăduirea sau sub coordonarea Consiliului Județean să ne punem la o masă, să discutăm soluțiile, să găsim cea mai fericită soluție pentru treaba asta. Pentru că eu n-am spus că pe Șotânga traficul la un moment dat se triplase, la momentul ăsta s-a mai estompat puțin, dar a avut un vârf în momentul când se lucra la pasajul din zona Universității Valahia, se crescuse de 5 ori. Pentru că era mult mai simplu intrarea în Târgoviște pe la halta Teiș, veneau mijloace de transport din Moroeni, Pietroșița, Fien, Pucioasa, pe Pucioasa sat, veneau și pe Șotânga și intrau în Târgoviște pe la halta Teiș, să evite blocajele din zona pasajului de la Universitate. Da, exact. Cauza era semaforul de la... Erau lucrări în Pucioasa, da. Alte întrebări? Și eu vă mulțumesc.